Mărul discordiei constituționale a ieșit în prim plan la începutul lunii, când președintele Traian Băsescu a sesizat curții constituționale refuzul premierului Victor Ponta de a contrasemna decrete prezidențiale privind decorarea unor personalități care au asigurat conducerea Institutului Cultural Român în perioada 2005-2012. În sesizarea președintelui se menționează faptul că premierul a refuzat contrasemnarea decretelor fără a motiva acest lucru, unul dintre cei care urmau să beneficieze de efectele decretelor prezidențiale ar fi fost Horia Roman Patapievici. În ceea ce îl privește pe Victor Ponta, nici acesta nu a rămas dator președintelui și l-a reclamat Curții Constituționale pe motiv că ar duce o campanie de promovare pentru Partidul Mișcarea Populară. Fiind în vacanță la Neptun, Traian Băsescu a apărut în fotografie alături de câțiva membri reprezentativi ai Partidului Generației în Blugi, îmbrăcat într-un tricou prin care și-a arătat susținerea fermă pentru această formațiune politică. Pentru susținerea celor două sesizări, atât premierul cât și președintele ele se pot prezenta personal sau își pot trimite consilierii în fața judecătorilor Curții Constituționale.